formez tineri din punct de vedere sănătoși, din punct de vedere al sănătății fizice, cât și cea emoțională. Și fac acest lucru ca profesor de educație fizică și sport și, după cum v-a spus și Dan, ca antrenor de arte marțiale la un club de la noi din oraș. În afară de acest fapt, sunt părinte, am două fete și pasiunea mea pentru munte m-a purtat din Argentina până în Himalaya și din Caucaz până în Africa. Și în această seară sunt aici să vă spun o poveste care are legătură evident cu muntele. E vorba de o expediție montană în Matterhorn, în Alpii Elvețieni. Matterhornul este un vârf pe care cei care practică astfel de expediții și îl doresc în palmares. Este un vârf foarte tehnic, are porțiuni de gheață, porțiuni de stâncă și e relativ dificil de escaladat. Așa că eu și prietenul cu care am plecat în această ascensiune ne-am antrenat și iată-ne în această poveste. Ajungi după perioada de escaladă pe stâncă, după perioada de escaladă pe gheață, am ajuns cu 200 de metri înainte de vârf. Deja dificultăți nu mai erau. Era doar o pantă de zăpadă. Vedeam vârful. Moment în care colegul meu, cu care v-am spus, eram legat în coardă, mi-a spus că nu mai poate. Nici eu nu mai aveam foarte multe resurse, eram pe final, să spunem, dar e un moment foarte delicat. Ce faci când partenerul de coardă nu mai poate și nici tu nu mai poți? Și așa a fost foarte greu să ajungem până în momentul ăla. Am făcut tot felul de inginerii în perete, cu pioleți, cu colțari, cu pitoane puse ca să ajungem acolo. Era foarte greu să ne retragem. Am fi vrut să ajungem în vârf. Cei 200 de metri înseamnă 2 ore, cel puțin, până la vârf. Deci nu era chiar atât de simplu. Și nu știam ce să alegem. În sportul ăsta, fără spectatori, succesul e faptul că ajungi pe vârf și, de asemenea, ajungi sănătos acasă. Dacă alegi numai o singură opțiune, nu e atât de bine. Puteam să ne despărțim și am discutat și lucrul ăsta, foarte franș. Problema era cine lua coarda, coarda care ne lega. Pentru că cel care rămâne fără coardă, practic rămâne fără posibilitate de retragere. Și una după alta, hotărând noi cum să facem, cum să gestionăm această situație, am ales în cele din urmă o soluție. Nici astăzi nu știu dacă a fost cea mai bună, cea mai potrivită. Am ales varianta la care am sunat la 112, la salvamontul din Țermat și aceștia au venit pe calea aerului să ne extragă din perete. Nu mai era foarte mult, ne gândeam ce ar fi dacă forțăm, vremea se schimba și ne-am pus întrebarea și ce se întâmplă dacă ajungem pe vârf și nu o să ne mai putem întoarce și nici elicopterul nu va mai putea zbura. Nu eram pregătit să supraviețuim o noapte acolo pe vârf la 4400 de metri, așa că ne-am simțit oarecum ușurați când am văzut elicopterul de care era prins printr-o funie salvatorul. Elicopterul a basculat și a aruncat salvatorul lângă noi și l-a luat pe Ilie, l-a dus, i-a murat, drum bun, du-te acasă spre cei 11 frați ai tăi. Îl așteptau, m-am bucurat pentru el. După care a revenit elicopterul cu salvatorul, a ajuns lângă mine. Am avut 2 secunde la dispoziție să-i spun că rucsacul meu era cu 200-300 de metri mai jos, atârnat într-un cui, ca să-mi ușurez ascensiunea. Și străim în România, echipamentul este foarte scump, pentru mine este foarte important, am încercat să-i explic. Elvețianul mi-a spus clar, pentru el și pentru operațiunea de salvare nu este important rucsacul meu. Și în disperare de cauză am încercat să-l fac important pentru el. Deși nu aveam vreo soluție, i-am spus, toate actele noastre, toți banii noștri sunt în rucsacul ăla de acolo. Și am coborât din elicopter în final cu rucsacul după mine, românește. Am avut câteva momente așa să ne plimbăm prin Țermat, să ne reculegem. Am ajuns în cimitirul alpin, acolo sunt mormintele celor care au urcat pe vârfuri din Alpi și nu s-au mai întors acasă. M-am uitat și la acele cruci și mi-am adus aminte, după cum știți, un epitaf celebru că zice că aici zac eu și citești tu, aș fi preferat să fie invers.
Vedeți, tot timpul când ai un succes, este foarte ușor de înghițit, de digerat. Succesul se digeră ușor, pentru că nu mai contează cum ai ajuns acolo. Am ajuns acolo și totul e scuzabil, chiar dacă ai făcut greșeli în pregătirea ta. În momentul în care te întâlnești cu eșecul, atunci începi să-ți pui niște întrebări. E mai greu de digerat și spui, oare unde am greșit? Oare ce n-am făcut bine? Întotdeauna succesul se plasează acolo, la palmares. Am făcut-o și pe asta. Eșecul, din potrivă, se plasează la experiență. Te gândești, oare de unde trebuia să plec? Chiar dacă tu ai convingerea că ai făcut bine, începi să te uiți și descoperi, eu am luat aici 6 itemi pe care trebuie să iai în cazul meu în expedițiile montane, dar probabil că se aplică și în multe alte cazuri. Documentarea este primul item cu care trebuie să pleci de acasă, să știi unde te duci, la ce înălțime, cum ajungi acolo, ce religie, cine te așteaptă, ce se întâmplă social în zona respectivă, pregătirea fizică, fără de care este imposibil, trebuie să ai o pregătire fizică generală, la un nivel relativ ridicat. De asemenea, trebuie să ai o pregătire fizică specifică pentru expediția în care te duci, pentru că fiecare munte are specificul lui. Unul e mai tehnic, unul are porțiuni mai mari de anduranță și trebuie să te antrenezi ca vârful de formă, cum spun specialiștii din sport, să fie în ziua ta importantă, în ziua în care vrei să ajungi pe vârf. Echipamentul, vă dați seama, echipamentul este vital. O șosetă necorespunzătoare înseamnă un picior degerat. Nu numai echipamentul pe care îl duci cu tine e important, dar și ăla pe care îl ai în momentul respectiv, că dacă ți-ai pierdut o mănușă, pe munte îți pierzi o mână. Ceea ce nu-i de dorit. Bugetul trebuie foarte atent luat în calcul. S-a întâmplat să ajung pe aeroport înainte de decolare și să-mi pun întrebarea dacă am toți banii pentru expediție sau nu. Ei, după toți acești itemi, plecăm de acasă și ajungem pe munte. Mai avem încă 2 factori, dar de data asta nu mai sunt controlabili. Unul ține de condițiile meteo, cu vremea nu te poți pune, și al doilea ține de aclimatizare. Acesta este un proces de adaptare a organismului cu înălțimea. E vorba de concentrația de oxigen cu care noi suntem obișnuiți, dacă la nivelul mării este de 100%, să zicem, la 5.000 de metri e 50%, este invers proporțional. Cu cât urci, cu atât ai mai puțin oxigen. Și aclimatizarea asta se realizează pe etape, mai urci, mai cobori, mai urci, mai cobori, astfel încât în ziua de vârf să fii apt, din punct de vedere fizic și emoțional, să nu pățești ceva, un edem cerebral, pulmonar sau știu eu ce alte embolii. De ce v-am povestit toate lucrurile astea? Eșecul meu din Matterhorn s-a transformat după 2 luni, prin aceste frustrări și frământări lăuntrice, într-o victorie pe Elbrus, în Caucaz, unde tocmai acest eșec a fost acel push the button care m-a împins de la spate spre vârf, deși n-am avut o vreme deloc prielnică. Pentru mine a fost important și am analizat cum stau lucrurile cu eșec-victorie, și am regăsit la clubul de karate și la sportivii mei de la școală această relație. Am descoperit că, vedeți, tinerii și copiii din ziua de astăzi se întâlnesc foarte târziu cu eșecul. În grădiniță sunt cei mai cei, în ciclu primar sunt febe, în gimnaziu se pregătesc de liceu, sunt acolo și eșecul e târziu. Și cu cât ne întâlnim cu acest eșec mai târziu, cu atât gestionarea lui este mai dificilă. În sport avem o variantă care controlează această relație. Ea este competiția. Competiția este lucrarea de control a sportivului și este imposibil ca un sportiv să câștige toate competițiile sau să piardă toate competițiile. Și din această relație ei învață să-și gestioneze succesul și eșecul. Cât timp ești campion. Vorbesc de un campion național, european sau sportiv campion mondial. Le spun la sportivii mei, ești campion atâta timp cât ești pe podium și cântă imnul. În momentul în care ai coborât, s-a terminat, pornim spre altă pregătire, spre alt țel, spre altă competiție. Mi-am adus aminte, ca în educație,
nu știi nici în antrenorat cine dă și cine primește. Uneori tu ca antrenor, alteori copilul, sportivul sau părintele. A venit la noi la sală un părinte foarte atletic, era foarte mare, și mi-a spus: domnul profesor, avem o situație deosebită, este, nu știu cum să vă spun, am un copil, vreau să-l aduc la karate, vă rog, dar e dificil, copilul ne-a distrus, ne calcă în picioare, pe maică-sa la propriu, eu nu mai am niciun cuvânt de spus în casă, el este șeful, el gestionează banii, el e gata, și ne-am gândit să-l aducem aici, vă și plătim, puteți să-l și bateți. Adică mă plătiți să vă bat copilul? Nu înțelegeți asta, dar e chiar dificil și nu știu cum să mai fac, și m-am gândit că poate îl ordonează sportul ăsta, am auzit. Bun. Câți ani are copilul? 4 ani jumătate. Da. În toată povestea asta, vedeți, este greu și pe mine m-a învățat câtă atenție să acordăm și celor mari și celor mici deopotrivă și în fiecare clipă. Un începător venit de câteva zile la noi la sală m-a întrebat la un moment dat, zice: sensei, v-a plăcut cum am prestat eu la antrenament vineri? Asta era cam o săptămână. M-am gândit, copilul era foarte isteț, foarte ambițios, îl văzusem, și ca să-l încurajez, am zis: da, sigur, ai fost foarte bine, continuă așa, dar v-a plăcut cum am făcut? Da, foarte bine, pentru că eu n-am fost la antrenament vineri. Deci, trebuie să fim atenți la toate detaliile astea și am învățat lucrul ăsta. Acum vă mulțumesc și vă invit împreună cu mine să facem ultimii pași spre vârful Elbrus din Caucaz, expediție în care am fost în 2012. Vă mulțumesc!